talentat și aflat în topul popularității, Bassam Dabas și-a creat un loc de basm, unde își migălește creațiile. Dar nu i-a fost ușor și problemele l-au împresurat ca șuvițele neascultătoare. Sunt curioasă, cum ți-a venit să-ți muți salonul? Pentru că și cel de dincolo era destul de mare și foarte frumos. Mi-a venit ideea datorită clientelor și volumul de clienți pe care am eu. În momentul în care ai peste 500 de cliente pe lună, nu o să încape la 200 de metri pătrat. Era mare acolo și cine vine acolo zice, mama, ce mare e. Dar acum când vin aici la 600 de metri, o să zic că, bine, o să zic că deja zice clientele, mama, e foarte mare, e imens, e altceva. Dar de unde a venit toată inspirația asta? Nu știu, ideile au fost ale tale sau ai fost ajutat, inspirat din alte părți, nu știu? Eu tot timpul am încredere în inspirația mea și ideile mele, dar de data asta zic, măi, e destul de mare ce vreau eu să fac și zic să apelez la ajutor, știi? Dar tot a fost ideile mele și ajutorii a fost așa, are cum 5%, știi? Dar a fost bine și ei acolo, știi? Însă eu știu că ai avut și mici probleme, chiar le-ai și postat pe story și mie mi se pare de nedescris cum un om poate investi atât de mulți bani într-o locație de vis, da, ca aceasta și să pățească ce-ai pățit tu. Într-adevăr, au greșit. Dar eu tot timpul când greșește cineva, îl caut și lor scuză, oare de ce? Eu am dat termin la ei în 3 luni, ei au lălăit în 4 luni, am vrut să fac deschiderea pe 3 martie. Măi, când nu te încadrezi și a fost echipa destul de mare, poți să spui, nu mă încadrez, mi-aducem cineva să facă lucrurile astea. Nu vrei să faci tu de toate, să încasăm doar noi și de fapt nu faci nimic. Adică am avut probleme cu scara pe care nu au reușit-o și a făcut-o alții. La care... lumină am văzut că ai mai avut niște probleme. La lumină am avut foarte mult probleme, pentru că noi fiind ca salon, trebuie să... noi avem cel mai important lumină. Adică dacă nu ai lumină, nu se vede nici papatul, nici machiajul, nici vopsitul, știi? În momentul în care dai o grămadă de bani, știi, ai pretenții cât lumina să fie ok. Deocamdată, până și acum, eu am probleme cu lumina. Ori luminile bați în cap și se vede, nu se vede ok, se vede umbre la fața clientelor. Și dacă îl batem așa, nu avem lumina în salon. Este destul de mare și nu știu cum observa, nu știu dacă se vede pe camera. E luminos, dar totuși e un pic întunecat, știi? Și vedem cartea geamului. Adică lumina nu este suficientă, o să mai adaug lumină. Lumea care îl vede zice, mă, e perfect, dar eu care știu că am făcut tot, asta e, și am făcut totul pas cu pas, eu și am făcut tot, îl văd că încă sunt niște defecte pe care m-au deranjat. Întrebarea mea este, pentru aceste greșeli, ei te despăgubesc sau își asumă, nu? Adică tu în continuare plătești greșelile lor. Da, pentru că eu sunt genul care, băi, cum vin la mine clientă? Femeie dau un bal la mine și știi că este perfect, știi? Aia. E, și la mine la fel. Eu în momentul în care dau un bal și nu comentez, nu negociez, nu zic că vreau barcă, nu... Frate, asta e muncă ta, asta e banii tăi. Dar ofer ce vreau eu, știi? Adică la prețul pe care a costat salonul să văd eu niște detalii mici prin colțuri și pe asta, mă doare sufletul, pentru că până la urmă banii ăsta a fost muncit și l-am strâns și l-am promutat și l-am făcut dracu în patru, mă scuzați, cât să pot să reușesc să plătesc, știi? Dar deja mă mai enervez, mi-am amintesc de vremurile alea, știi? Nu am văzut nimeni lucrurile astea, dar le văd eu, găuri pe acolo, plinta undeva nu e pusă. On the mission and get high up, I know that I'm a die, reaching for a life that I don't really need at all. Bassam a pornit de jos, iar acum a devenit regele coafiurilor. Eu l-am văzut pe Bassam, deci vin niște persoane care îl văd pentru prima dată și sunt, vai Bassam, hai să facem o poză, vai Bassam! Mă stică la sine, bucă! Așa zice colegul. Nu mai am microfonul să facem faza aia de data trecută. Dar cum e pentru... Acum e pentru tine toată această faimă, tu cum o percepi? Adică, practic, știi, pentru că tu ai început de jos și ai ajuns undeva foarte sus. Când și... este foarte greu, și de ce? Pentru că până la vârsta pe care aveam eu și până să dau valoare la misteria asta și să apreciez în lume coafor și ce înseamnă coaforul, noi știam că vedetele, doar cine cântă, cine prezintă un șampon, cine zice... Și a rămas așa șocată, adică am încercat să fie vididismele și să fie apreciată munca de coafor, pentru că înainte coaforul, nu faci lăceu, nu faci nu știu ce, nu vezi la coafor, știi? Zici că te trimiți la firme de servicii, știi? Bine, munca nu e o rușine. Și am încercat eu când am apărut eu în peisajul ăsta, țara noastră, de țara noastră, nu mă vă văzut țara voastră. Ah, ce drăguț! Mi-am bățit și mi-a cetățenie, să nu mai zice lumea, sunt răfugiați.
Nu mai merge, jignește, a venit refugiatul ăsta să facă treaba. Aoleu. Da, măcar am făcut ceva. Dar refugiatul ăsta face bani. Adică, adică fac bani cinstit, casez la stat, plătim, adică... Mergem pe corectitudine. Asta, și uite ce a făcut un străin. Hai să facem și voi. Străiniștii noștri de ziua de azi sunt foarte invidioși. Nu trebuie să fie invidioși. Adică nu trebuie să fie invidioși. Adică aici deja prin ceva așa picant, ți se pare cumva că primești așa niște săgeți din partea celorlalți colegi de breazlă? Da, și cel mai trist este că primim din București. Oamenii sunt mulți stiliști din afară, pe care am avut eveniment, am fost eu acolo și am fost foarte apreciat. Și cei de aici, gen, deci cel mai mare, de exemplu, când am schis salonul, nu a zis, bă, ce frumos e. Felicitări. Felicitări. Bă, a adus un alt concept nou. În afară că eu am conceptul meu de a coafa și asta, a adus un alt concept nou. Au întrebat, dar de unde a avut bani? Sigur el face altceva, el face trafic, ferească Dumnezeu. De ce nu știți? Stai un pic, astea sunt acuzații acum, grave. Da, adică... adică el de unde a bani? Ai văzut dovezi sau știi exact cine a spus, din cum a spus? Surse, adică da, din surse, da, da, ok. Am, dar nu, știi cum e în reporterie? Mereu se lucrează pe surse. Să coordonezi o echipă de 50 de oameni nu este ușor. Uite, eu acum o să mă prefac că nu te cunosc. O să te întreb, cum este Bassam ca șef? Știi că ești al treilea. Și nu știu toate crizele pe care le face așa în spate. Bine, vrei să-l întrebăm? Îi întrebăm și pe ei. Măi, eu sunt foarte bun prieten cu ei, dar până la muncă. Adică sunt prieteni când nu avem cliente, frate, când nu greșesc. Frate, dar brânza-i pe bani. Asta. Adică în momentul care n-au greșit cu cliente, sunt cliențe mulțumite, fac programă cum trebuie. Recepția. Asta e, știi? N-am nimic. Suntem prieteni, mă înjură, le înjur, ne batem, ne strângem de păr. Dar când e vorba de muncă, le arde toți. Oricum, cred că e o linie foarte fină. Trebuie să știi să fii și prietenul lor, da, dar să te știe și de... frică. Nu neapărat frică. Ok, de frică. Dar mai mult de respect. Respect, adică, știi? Respectul muncă. Adică nu mai respect mie. Respectă munca ta, pentru că dacă tu respect munca, acolo îți vin bani. Spune-mi adio și mă duc. Bassam nu ține doar pentru el știința coafirilor sofisticate. Știi de ce? Lume vine pentru să facă ce face Bassam. Și eu toți le iau mici, pentru că trebuie să le învăț mâna mea, tehnica mea. Și când avem o pauză, sus, ți-am luat bugramare, urcam sus și trebuie să le învăț, știi? Și acum mai nu sunt foarte multe cereri pentru alte saloane, pentru alți colegi de meserie care nu sunt asta. Okay. Dar eu le-am spus nu, am pus pauza, am zis până să nu fie colegii mei perfecți, să știe și ei să facă ca mine, nu pot să învăț la alții. N-am cum să învăț pe cineva străin din afara saloanei și la mine nu au habar. Când este sezon, tu lucrezi de foarte devreme, mai exact de la 4 până seara și de aici vine și curiozitatea mea, cum reziști? Adică știu că tu atunci când este sezon lucrezi efectiv de luni până duminică. Da. Cum poate un om să reziste la atât de multă muncă? Când vezi bani, parcă îți trece și oboseala. Asta mă, cu siguranță. Știi ce, ce este bevine care mă face să rezist? Zic, bă, e o perioadă. E câțiva luni. Adică de n-ai, dacă nu de la când vârsta, până când e? Cam începe din jumătatea aprilie în mai până în octombrie-noiembrie. Okay. Și zic, dacă eu la vârsta asta nu rezist să profit cât se poate de mult și să muncești și să mulțumești, multă lume, adică muncesc atâta mult pentru că sunt și cerut. Crede-mă că acum a venit zilele trecute o clientă care are programare în 2024, vrea să facă programare. Și deci programările la tine se fac cu... de un an înainte. De un an înainte, wow. Deci eu normal termin sezonul și deschid programatorul pe 1 septembrie, știi? A venit... acum, o săptămână, că vrea să facă 2024, ea nu ne interesează lăutare, nu interesează sala de vinete, ea vrea să coafeze Bassam, știi? Oh, și am zis, ești un nebună, pleacă și vină pe 1 septembrie. Cred că pe 1 septembrie știi cum îți bate la ușă dinainte să deschizi salonul. Crede-mă, anul trecut, pe 1 septembrie, nu au făcut față, eu am 6 persoane care fac programări. N-au făcut față la telefon. O sună în disperare telefon. Avem două telefoane pe care nu s-au oprit toată ziua, pe 1 septembrie, știi? Și eu, până în martie, înainte să fac deschidere, aveam 240 de mirese programate și 280 de cliente. Și de-aia zic, munca este în București, dar doar trebuie să fie mâini bune.
Da. Că deja acum clientul zice, mama, e scump. Nu, oameni care au venit zice, mama, dar chiar să laude că e scump. Dar nu e scump, până mai merită banii, mai bine dau un ban și știu că mă face bine. Exact, exact. Decât da. Să dau un ban și mă duc să mă spăl acasă, să mă duc la alt salon să-mi repare, știi? Și au fost multe care au venit în alta salon și s-au reparat aici. Dacă tu vrei să te duci, nu știu, la un brand, te duci să comentezi, te duci să negociezi, no. Tu știi deja unde ai intrat, nu? Exact. Știi unde ai intrat, știi ce geantă ați da, nu mai poți să comentezi. Știi cum e, dai un ban, dar stai în față. Asta, sau nu mai l-ai. Dar cum arată o zi din viața ta? Mie, în primul rând, nu-mi trebuie ceas. Deci eu dorm cu stres, mă trezesc cu stres. Nu, eu, fiindcă fac asta de 8-9 ani, în fiecare zi mă trezesc dimineața fără asta, m-am învățat să mă trezesc fără ceas. Deci dimineața, mă trezesc de dimineață. La depinde de ce programă am. Dacă da, este zonă, te trezești la 3, ca să vii la 4 pentru salon. Pentru că eu tot timpul când mă trezesc, cel puțin trebuie să am o oră jumătate înainte să ajung la muncă. Înainte să vii la salon și să mă trezesc dimineața, înainte cu o zi, eu scos hainele cu ce trebuie să mă îmbrac. A, dacă ok, trebuie să ținutele. Da, pentru că n-ai cum. Ești o imagine. E o imagine nu doar când te duci la un eveniment sau când filmezi acum la camera. Ești o imagine și când te duci să arunci gunoiul, când te duci la unde te duci, tu trebuie să arăți bine, țiplă. N-ai cum eu să fac reclama la frumusețe, la femeile să le aranjez bine, dar eu nu sunt neîncărcălit, știi? Un șlab strâmb, pantalon rupt. Nu, eu trebuie să arăt bine peste tot. Țiplă. Eu și când dorm, dorm frumos. Și o ultimă întrebare. Dacă ai putea să dai timpul înapoi și să-i spui tânărului Bassam ceva, ce îi spune? Sau ai schimbat ceva în parcursul tău? Dar a spune lui doar că ești pentru de. Ce ai vrut, ai făcut. Ai dorit să fii foarte căutat, sunt. Ai vrut să fac cel mai mare vedete de România. Am făcut, sunt bun în meserie și mă bucur din suflet că pot să ajut oamenii. Eu, cel mai mare fericirea mea de a ajuta oamenii, pentru că eu când eram mic și nu aveam ce-mi trebuie, nimeni nu s-a întors să mă ajute. Și cine m-a ajutat, mi-a scos ochii, oamenii din familia, știi? Și așa, mie dorința mea că, băi, ce mi-am propus acum 10 ani, înainte să fiu atât în vogue și asta, ce îmi doream eu atunci, chiar mi-am deplinit visurile toate. Cred că datorită că am fost la Arsenea Buc. Pentru că și acolo, că eu nu sunt ortodox, dar fost? M-am dus, da, și mi-au spus, e un loc sfânt, m-am simțit foarte bine și zic, bă, mă rog și acolo, poate se lipește. Adică eu mă duc să rog ce și la moschee peste tot, știi? Ce frumos, până la urmă, Dumnezeu este unul. Asta exact. E, știi? Și acolo m-am simțit să mă rog și asta m-am rugat, zic, Doamne, să apropii oameni buni lângă mine, să fiu bun în meserie, să mă caută lume, să fiu apreciat, pentru că nu eram apreciat, adică... La adevărata ta valoare. Da.